Să faceți un semn. Putem începe, da? Da. Bună ziua tuturor! Astăzi, Platforma de Imitate și Adevăr a decis să organizeze această conferință de presă, chiar dacă nu era planificat. Urma să discutăm astăzi un subiect nu mai puțin important, să discutăm despre justiție, dar situația ne obligă să venim cu o reacție la evenimentele care au avut loc în acest weekend legat de, haideți să spunem, cedarea intereselor naționale în favoarea susținerii separatismului. Cu mai multe detalii pe faptul, să-l rog pe colegul nostru Liviu Vov să vină și să le relateze, după care voi da citire declarației platformei DA cu privire la acest subiect extrem de sensibil pentru întreaga noastră societate. Bună ziua! Din start vreau să menționez că nimeni nu își dorește ca cetățenii noștri de pe malul stâng al Nistrului să înghețe sau să rămână în beznă. Însă e ipocrit că acest argument este folosit pentru a legitima măsuri care au fost luate pentru a ajuta regimul separatist și interesele oligarhice de acolo. Din prima zi, când Tiraspolul a anunțat sistarea producției de energie electrică pentru malul drept, Platforma DA a solicitat informații din partea guvernării dacă acest lucru este parte a șantajului energetic inițiat de Federația Rusă. Până în ziua de astăzi, niciun exponent al puterii nu a oferit răspuns la această întrebare. Chiar și în lipsa unui răspuns, Platforma DA a propus și două planuri de acțiuni în negocierile cu regimul separatist. În prima etapă, conducerea țării trebuia să insiste pe reînceperea livrărilor de energie electrică la prețul din primăvara acestui an. Amintim că în primăvară, pentru energie electrică produsă de cuciurgani, malul drept achita un preț de 52 de dolari megawatt-oră. Apoi, acest preț a crescut până la 62 de dolari. În contextul în care costul de producție a energiei electrice nu se schimbase, această majorare a fost nejustificată. Anume, din acest considerent, Platforma DA a insistat pe revenirea la prețul de 52 de dolari pentru un megawatt. În caz că propunerea Moldovei nu ar fi fost acceptată, guvernul ar fi trebuit să aibă o poziție corectă și tranșantă, anularea tuturor facilităților pentru regimul separatist și reducerea volumilor de gaze naturale până la cantitatea necesară doar pentru asigurarea cu căldură și energie a cetățenilor din stânga Nistrului. Platforma DA a venit cu propuneri constructive și logice, în speranța că reprezentanții puterii în acțiunile lor țin cont de interesul cetățenii și de suveranitatea țării. Ce s-a întâmplat în realitate? Guvernul de la Chișinău a cedat tot ce era posibil, au îndeplinit toate mofturile regimului separatist, iar în schimb procurăm energie electrică cu 21 de dolari mai scump. Ca să fie mai clar pentru cetățeni, la volumul de energie electrică pe care îl vom procura în luna decembrie, noi vom achita cu 84 milioane lei mai mult. În același timp, guvernul a decis să ofere malului stâng tot volumul de gaze procurat de la Gazprom, 5,7 milioane metri cubi pe zi. Acest volum va fi suficient nu doar pentru încălzirea cetățenilor din regiunea transnistreană și producerea de energie electrică, dar și pentru funcționarea uzinelor și a fermelor de criptovalută. Amintesc că presa transnistreană astăzi deja a anunțat că uzina metalurgică, fabrica de ciment își reiau activitatea. Adică guvernarea noastră s-a preocupat nu doar de securitatea energetică a cetățenilor de acolo, dar și de securitatea economică a regimului separatist și a oligarhilor din stânga Nistrului. Iar ca urmare a acestei decizii, malul drept va folosi gazul din rezervele de stat și posibil va procura de pe piața externă. Prețul mediu al gazului din rezervele de stat este de 1000 de dolari, iar la bursă, acum 1000 de metri cubi, costă aproximativ 1500 de dolari. Nu e nevoie de mare matematică pentru a înțelege că aceste prețuri sunt mult mai mari decât prețul de achiziție de la Gazprom de 785 de dolari. Totodată, amintesc că în tariful actual, care îl achită cetățenii la gaz, peste 5 lei sunt așa zisele devieri tarifare ale companiei Moldova Gaz. În contextul în care noi nu procurăm de la Gazprom
cât de justificat este să achităm acum aceste devieri tarifare. Sper guvernul să fie corect în raport cu cetățenii și să scoată din tarif aceste sume. Ca urmare a celor relatate, este clar că reprezentanții guvernului nu au negociat cu malul stâng, dar pur și simplu le-au acceptat toate solicitările și le-au îndeplinit toate mofturile. Președintele țării, prim-ministrul, ar trebui să analizeze minuțios cele întâmplate și să identifice cine sabotează pe intern guvernul. Să identifice cine se erigează ca salvator al țării, dar în realitate acționează ca salvator al regimului separatist și al oligarhilor ruși de acolo. Iar cel mai cinic din partea puterii este că promovează interesele regimului separatist atunci, într-o perioadă complicată, în care Uniunea Europeană și România fac eforturi majore pentru a ne ajuta să rezistăm împotriva acestui șantaj rusesc. Se zvonește că partea negocierilor este și prelungirea autorizației de mediu pentru uzina metalurgică. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci nu mai există niciun dubiu că negociatorii din partea Moldovei au fost de fapt portavoci a intereselor Kremlinului și a regimului separatist. Îl voi invita pe președintele partidului, Dinu Plângău, să dea citire comunicatului din partea platformei DA. Mersi foarte mult, Liviu. Declarația Platformei Demnitate și Adevăr privind trădarea intereselor economice și politice a Republicii Moldova, săvârșită de înalți demnitari de stat prin cedarea întregului volum de gaz regiunii separatiste în detrimentul interesului național. Sâmbătă, 3 decembrie, autoritățile de la Chișinău au anunțat cu mult zgomot că au negociat cu autoritățile neconstituționale de la Tiraspol cedarea în favoarea acestuia a întregului volum de gaz, 5,7 milioane de metri cubi pe zi, pe care Moldova îl primește de la Gazprom. În schimb, Moldova urmează să primească 50% din volumul necesar de energie electrică la un preț de 73 de dolari, ceea ce înseamnă o majorare cu 11 dolari decât prețul achitat anterior. Mai mult ca atât, autoritățile de la Chișinău s-au angajat să faciliteze activitatea uzinei metalurgice de la Râbnița prin emiterea autorizațiilor necesare, cât și în eventualitate deschiderea unor conturi în băncile din Republica Moldova, astfel încât afacerile tenebre din stânga Nistrului să prospere și mai mult. Chiar și cele mai simple calcule economice arată o înțelegere în detrimentul intereselor naționale. Astfel, pierderile economice suportate pentru achiziția gazelor naturale cedate regimului separatist de pe piața europeană sunt mult, mult mai mari decât diferența de preț la energie electrică. Gazpromul livrează Moldovei gaze la preț de 785 de dolari. Urma acestor cedări, volumul de gaz necesar pentru malul drept al Nistrului a fost procurat vara cu un preț de 1000 de dolari, iar prețul actual pe piață este în mediu de 1500 de dolari. Mai mult ca atât, toate circumstanțele ne arată despre pregătirea acestei decizii încă din momentul în care Gazprom a decis să micșoreze cantitatea volumului de gaz exportat în Republica Moldova până la cantitatea de gaz suficientă pentru întreținerea regiunii transnistrene. O asemenea decizie a fost pregătită de autoritățile de la Kremlin și cu mult fast servită cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul unor demnitari de înalt rang de la Chișinău, care vor achita în urma acestor condiții precare, din punct de vedere economic, atât diferența de preț, cât și creditul de 1,05 miliarde de lei acordat în ajunul acestei decizii de către Comisia pentru Situații Excepționale pentru Moldova Gaz. Precizăm că, dincolo de condițiile economice nefavorabile, această înțelegere denotă inconsecvență și înaltă trădare a principiilor constituționale, favorizând supraviețuirea regimului separatist, fără impunerea condițiilor de reintegrare sau cel puțin a respectării drepturilor fundamentale ale omului și fără a avea minime garanții că, printr-o eventuală solicitare a Kremlinului, Republica Moldova va rămâne și fără cantitatea insuficientă de energie electrică procurată de la Cuciurgan, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Prin această decizie, Republica Moldova nu devine mai independentă energetic, ci capitulează în fața șantajului. Ținând cont de prejudicierea intereselor naționale prin această decizie, precedată de licitații dubioase în domeniul energetic, incompetență, suspiciuni de corupție, fraudă și sabotaj, solicităm Parlamentului Republicii Moldova instituirea unei comisii speciale de anchetă pe marginea înțelegerilor
dubioase din domeniul energetic. Guvernului Republicii Moldova, demisia de urgență a ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, cât și a ministrului pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Organelor de drept, investigarea tuturor circumstanțelor legate de sabotaj, corupție și trafic de influență discutate în jurul situației energetice. Președinției Republicii Moldova, inițierea consultărilor pe marginea unui program și guvernare anticriză, cu atragerea capitalului uman din afara Partidului Acțiune și Solidaritate. Platforma de Unitate și Adevăr va convoca în regim de urgență Consiliul Național Politic pentru a discuta cu Forul Suprem al Partidului situația precară în care se află Republica Moldova și va propune consolidarea forțelor de dreapta în vederea monitorizării activității guvernului, cât și prevenirii unor decizii similare pe viitor, apelând la presiunea publică. În continuare, insistăm astăzi, din ce se pare, va ieși cu o anumită reacție întârziată și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, va începe o adevărată campanie de spălare a imaginii din cauza acestei decizii care încă va urma să fie condamnată în viitor, inclusiv consecințele și pierderii momentului istoric în care ne-am aflat vor fi analizate în viitor, iar unii din demnitarii care și-au asumat aceste decizii cu siguranță vor face pușcărie. Dacă nu acum, mai târziu, în timpul oportun, asta vă asigur. Unii procurori, din cauza că justiția nu s-a reformat la timp și încă nu este reformată, când va veni timpul, cred că o să alerge după ei pe la vămile din Republica Moldova să-i prindă deja pe ăștilalți care s-au deghizat în oameni buni, dar care de fapt au trădat interesele naționale mai mult decât a făcut pe timpuri Dodon sau alții. Vă mulțumim și mai departe o să vă anunțăm despre deciziile luate de forurile supreme ale Partidului în vederea consolidării și monitorizării activității guvernului.